Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre platforma X10. Deci X10 de la principiul că investiția noastră pe acest site crește de 10 ori în 60 de zile. Deci sunt 4 pachete care ne aduc nou venit, dar uitați, despre ce eu vreau să spun în acest video, că este o variantă, dacă va fi așa cum ei spun, de făcute investiții fără risc pe acest site. Deci în mesajul care a venit de la ei se spune că lansarea va fi pe 16 noiembrie, ora 9 după SUA, 12 după altă. Pacific și deci ora 9 sub înțelege posibil că în California ora 9 acolo e Pacific, iar est în New York ora 12. La noi respectiv va fi deja 17. Acum uitați-vă ce spune, că pe 16 se deschide pentru cei care vor dori să investească prima cu cripto pe 16, iar de pe data de 17 noiembrie, deci la noi se primește că 18, va fi posibil de folosit credit card, debit card și alte metode de plăți. Deci despre asta eu am vrut să spun, că la bănci, dacă facem plata prin Visa or Mastercard, este așa o funcție de chargeback, adică posibilitatea de a întoarce banii înapoi dacă nu ne aranjează careva serviciu. Deci vă recomand să vă apropieți la bancă, cine are card și poate să facă plata prin card, dacă este funcția aceasta unită la banca unde vă deserviți. În cazul dat, dacă este așa ceva, atunci așteptați 17 la ei, la noi va fi 18 și de făcut plata prin card. Atunci, dacă acest site cumva dispare, se închide, veți primi posibilitatea de a întoarce bani prin funcția de chargeback. Acum, încă o dată vreau să aduc aminte care pachete sunt, deci uitați-vă. Primul pachet costă 97 de dolari, va aduce minimum 1000 de dolari în 60 zile. Doilea, 197, minimum 2000 jumate. A treilea, 397, 3000 jumate. Aceste primele trei lucrează 60 zile lucrătoare, iar ultimul lucrează 90 de zile lucrătoare. De asta el aduce mai mult venit, 14.000 minimum. Deci, unde scrie că 60 primele 3 și de ultimul 90. Acum nu se poate cumpăra, dar de pe 16 noiembrie vom vedea cum, la ce ori la noi va fi. La e ora 9, la noi diferență undeva e 12 ore cu Pacific 7. 8 ore cu New York-ul. Deci când va fi posibil de făcut plata, va apărea variantele. Deci prima zi, cum am spus, va fi numai cripto. Acum mai este mesajul acesta. Puteți să-l vedeți care a făcut înregistrare. Cine nu, faceți înregistrare și posibil că o să vă vină și vă mesajul acesta. Cu posibilitatea de a schimba Bitcoin acum cu cardul care îl aveți în serviciul acesta. Deci este un site sub denumire checks.io, unde este așa ceva ca card. Care îl puteți adăuga aici, dar inițial trebuie să faceți înregistrare, sub acest video va fi linkul la acest serviciu. Adăugați cardul.
Eu n-am făcut acest lucru, vă face plata cu Bitcoin direct. Deci, pe urmă, în direcție buy sell. După ce ați adăugat cardul. Spate de cumpărat Bitcoin, de pildă $200, ne permite să cumpărăm 3.300.000 satoși. Și așa mai departe, pildă dacă dorim cantitatea asta, dar putem să luăm și cantitatea noastră care noi dorim, de pildă, eu știu, $110. Ca exemplu, va fi atâta, apăsăm pe buy, ne aruncă la card, eu n-am unit acest lucru. Deci, de ce 110? Cu rezerve ceva, căci sunt comisioane la tranzacții, pe urmă cursul poate să crească, să scadă. În principiu, cursul la Bitcoin a scăzut și asta e un plus. Deci, dacă el nu va... Deci, va crește. El chiar crește deja. A scăzut până la 5.300. Deja e 5.500, deci. Deci acum, dacă doriți, puteți să faceți înregistrare pe acest site, să adăugați careva Bitcoin și posibil că pe... Dacă de pildă nu aveți card legat de careva bancă locală, ca să cereți chargeback. Sunt unele carduri care prin internet sunt din alte țări, atunci nu aveți cum să activați funcția de chargeback. Această funcție este doar în băncile locale, deci unde trăiți. Dacă aveți acolo un card deschis, vă apropiați la bancă, la filială unde este și întrebați de procedura de chargeback, cum se face ea, ca să fiți la curent. Deci mâine, vineri, băncile lucrează, puteți să vă apropiați ca să studiați întrebarea aceasta, cum să faceți acest lucru ca să nu pierdeți bani. Dacă nu e așa ceva, deja atunci este mai riscant, dar, cum am spus în multe video și mai spun încă o dată, riscăm cu acei bani care suntem gata să-i pierdem. Deci asta e prima regulă la orice investiție. Când investim, trebuie să ne asumăm o careva răspundere și riscul. Deci nu e nicio garanție că va fi totul sigur 100%. Dar ideea care că riscând cu $100, deci putem face un venit de pildă $1000, dacă va fi așa real, asta e altceva, căci cu $100 posibil că o careva dorință care de mult o doriți nu puteți realiza, cu 1000 această dorință posibil că este mai real. Deci poate să schimbi situația mai aproape de a realiza ceva care doriți de mult. Dacă va fi așa cum îi spun, deci ei în interior este un video acolo care spun că au ceva revoluționar, care nu mai are nimeni, dar cine știe, puteți, știți să fac publicitate, așa că... Deci acest video vă recomand să vă uitați atent de 7 minute. Aici sunt arătate și momentele care trebuie de făcut pe această platformă, în account setting, deci cum să adaugă portofelul de la Bitcoin de pe acest site blockchain, trebuie să aveți un portofel creat aici, căci venitul zilnic va veni în blockchain aici. Nu va veni de pe card-uri unde acolo, dar pe portofel Bitcoin. Deci totul va veni în Bitcoin. De ce? Că ei lucrează, cum spun, în Bitcoin și venitul o câștigă în Bitcoin. Deci au un robot care lucrează și-l vedem aici în live system. Deci cum lucrează programa lor, eu am mai văzut doar la o altă companie pe Viu, deci în online. Majoritatea tot ascund cum fac ei bani și doar spun că adăugați bani la noi, noi o să vă facem
procente. Aici, în real, în timp real, ei arată că cum câștigă ei și ce fac. Cum creează programa lor, robotul lor. Vedeți, verde se cumpără, roșu se vinde. Și diferite burse, deci. Aici mai concret. Bani se cumpără, sell se vinde și așa mai departe. Cantitatea în dolari sau în bitcoin. Deci vom vedea, deci eu după mine nimic asemănător n-am văzut, am văzut într-o companie din Coreea de Sud, acolo tot este așa un robot, iau care face în secundă 3000 de operații, dar ei dau undeva 75% pe lună. Deci acolo se investește o sumă care aduce 400 de mii, 400%. Suma investită, după aceea trebuie din nou reinvestit, dacă dorim din nou. Deci ne aduce 400%. Aici, ia, vedeți, spun că minimum 1000%. Pentru mine, de pildă, $100 e permisibil de a risca. Pentru voi, nu știu, depinde cine și cum. Eu voi încerca, cum s-ar spune, norocul. Știind că e foarte riscant această afacere și este șansa, am intrat în treabă. Că este șansa de a pierde. Deci acum e studiața de bine site-ul, studiați e-mail-urile care vin cu mesaje. Pregătiți-vă ca să nu fiți, deci important cât mai repede facem activarea, așa în mesaj îi spune ce. Cine va face plata pe 16, va avea un discount dacă de 5%. La fel aici este un program de referral, affiliate, care este foarte interesant. Vom vedea cum el lucrează din 5 nivele. De ce e tot important? Eu vreau mai înainte să fac intrarea, căci dacă voi intra mai târziu, bonusurile vor trece pe alături din persoanele invitate. Deci cam atât ce am vrut să spun. Dacă sunt careva întrebări, scrieți în comentarii sau pe Skype, care îl găsiți tot în descriere la acest video. Și site-ul acesta tot îl voi adăuga în descriere la video, dacă doriți să faceți înregistrare, să studiați cum se face aici de pildă depunerea banilor, dacă încă nu sunteți. Este un site destul de cunoscut, iată ei îl folosesc. Deci ei, posibil că acest site și lor folosi pe data de 17. Deoarece ei spun despre card de pe 17 și dau ca să studiem acest site. Cam atât ce am răspuns, numai bine.